cu 25 de ani, principesa moștenitoare Margareta sosea pentru prima oară în România. Evenimentul este marcat de concertul susținut de Camera Regală și Corul Filarmonicii George Enescu sub bagheta maestrului Horia Andreescu, solist violonistul Remus Azoiței, invitați personalități din întreaga lume care au susținut idealurile și proiectele familiei regale a României. Concert aniversar la Ateneul Român, 25 de ani de la sosirea în țara a principesei moștenitoare Margareta. Duminică, de la ora 18, în direct de la Ateneul Român la TVR2.